Parcare de bizon pe calea Victoriei. Care o fi din ăștia? De la Rio Avari. Ne simțit? Îl așteptăm? Și că începător are simbolul portocale. Dacă nu o fi la vreo terasă, dar n-ar fi lăsat geamul jos dacă era la terasă. Calea Victoriei din București. Vis-a-vis de Cec, mai la deal de Muzeul de Istorie. Oamenii nici nu prea au pe unde să-l ocolească. E bordura acolo. Nesimțire de grad maxim. Femeia cu trotineta nici nu s-a mai deranjat să intre pe pistă. A mers pe carosabil și biciclistul la fel. Dacă mașinile au ocupat pista biciclistică, noi ne mutăm pe carosabil. Băieții cu zgom. Și ăsta a oprit în fața cecului. Cred că tot vreo urgență are să lasă pasager. Să vedem dacă trece vreo mașină de poliție pe alături. E 10 august și poliția sărbează cu jandarmeria 3 ani de impunitate pentru jandarmeriada. Păi zi bine că nu stă poliție aici, dar oricum o să afle. Nu e vorba de asta, dar uitați, oamenii am înțeles și am tot de 3 minute. Vă văd. Eu stau de 7 minute aici. Te-a înjurat toată lumea și merit și o amendă grasă.
N-are de ce să te amendeze? Dar de ce că muncești în mașină? Păi da, dar muncești legal. De ce n-ai lăsat-o de-a latul drumului, pe carosabil? Că tot muncești, nu? Am merge pe carosabil. Și v-am înjurat dacă ați parca de-a latul. Pentru asta au făcut pistele de bicicletă, ca să vă parcați voi mașinuțele, că munciți, sunteți harnici. Și nici nu te grăbești să o eliberezi. Cronometrăm. El ar pleca, dar trebuie să știi unde se ducă bucatele. Gata, s-a terminat avaria. Busul pleacă. Centura nu se opune, că nu-i prost. Aha, poliția îl vede și nu-i zice nimic. Nici poliția n-are centură și nici măști. Asta măcar ține masca pe barbă, dar poliția... ca la București. Ca în toată România și în Balcani. Irresponsabil. Omul muncește. Fernicuț.